Următorul meu invitat, oameni buni, a devenit primul din lume care a traversat Dunărea fără costum de protecție ori obiecte ajutătoare. Acum este nominalizat la titlul de notătorul anului. Are nevoie de voturile noastre, iar el e de profesie, culmea, bibliotecar. Și are și un nume interesant, îl știți că a mai fost la noi la emisiune, celebrul Avram Iancu! Te salut! Îți place? Îți place? Bine te-am găsit, Cătăline! Te salut! Îți place, Avrame, cum am pus aici ștergarul pe masă? Da, foarte frumos! Perfect! Să știi că ești foarte tare și te-am chemat astăzi la emisiune pentru că vreau să le spunem oamenilor să te voteze. Unde te votează? Unde intră? Pe ce site? Pentru că ești foarte tare. Tu ești omul care ești bibliotecar, ai plecat de la Petroșani, ești. Da, exact. Bibliotecar la Petroșani. Da, la Biblioteca Municipală Petroșani. Da, și ai plecat pe Dunărea, ai traversat toată Dunărea fără costum de protecție și o să fii, ești nominalizat la titlul cel mai tare din lume. Exact, o să-ți povestesc totul despre asta, dar înainte dăm voie să-ți fac o mărturisire în exclusivitate aici la tine în emisiune. Zi. Vreau să zic că atunci când m-am apucat să fac acest efort uriaș, nici prin cap nu m-am gândit la un asemenea ecou al efortului meu. Da, mi-am propus să arătăm Europei, parcurgând în not 10 țări și 4 capitale, cât suntem noi de puternici românii, pentru că eu cred în ADN-ul... în forța ADN-ului românesc. Dar iată, așa cum ați observat, acest ecou a ajuns și peste ocean, în America, unde World Water Swimming Association a făcut această nominalizare. Ei în fiecare an urmăresc foarte atent activitatea tuturor notătorilor din lume în ape deschise și pe criterii strict de specialitate nominalizează în jur de 15 notători. În anul acesta sunt 13 notători și în premieră pentru România, un român este nominalizat pentru cel mai râvnit titlul al anului. Vreau să te vorbesc lumea, zi-mi unde. Da, în primul rând detaliile le puteți găsi pe pagina mea de Facebook, Avram Iancu, da? Unde avem acolo și text și fotografii cu pașii care sunt necesari. În principiu este foarte simplu, trebuie... Au pus colegii mei și site-ul unde pot să voteze oamenii care se uită la televizor. Mamă, cât a site-ul de lucru. Da, e vorba de site-ul World Open Water Swimming exact, Association. Acolo trebuie ca românii să se înregistreze și după aceea este foarte simplu. Bifează la poziția 5 Avram Iancu România. Eu cred că românii sunt foarte puternici și cred că românii o să facă tot ce este posibil să te voteze. Da, mulțumesc foarte mult. Pentru că ești foarte tare. Și vreau să spun că îndrăznesc să cer votul românilor în acest caz din două motive. Unul, pentru că eu nu mai pot să fac absolut nimic, ceea ce am putut să fac, am făcut, am dat de milioane de ori din brațe pentru a ajunge la Sulina în not. Acum este rândul românilor... Să-și voteze un român ca cel mai tare din lume. Exact. Dacă dorim... Și promit că îți spun la emisiune de multe ori ca să te voteze toți românii și cei care se uită la emisiunea din România și cei care se uită pe ProTV Internațional ca să câștigi tu titlul ăsta. Mulțumesc foarte mult. Mai este de spus că această campanie de vot public a început pe 1 noiembrie și se termină pe 1 ianuarie 2018, când va fi... Foarte tare, avem tare timp să promovăm. Exact. Va fi desemnat, practic, omul anului în not în lume, în ape deschise. Îți doresc din toată inima să ajungi acolo. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Noi te ajutăm aici la emisiune și vreau să mai vii până pe 1 ianuarie 2018 aici să mai anunțăm de site și de voturi. Mulțumesc foarte mult. Îmi promiți ceva? La vară îl iei și pe plantă să traverseze și el... Cum să nu? Dacă are dorința aceasta, asta este mesajul meu, depășiți-vă limitele. Exact, așa că dacă el o să încercăm pe Dâmbovița la început. Ok. Plantă, perfect, provocarea ta să treci Dâmbovița în not, dintr-o parte în alta. Nu, da. Dintr-o parte în alta, așa, pe lung, nu pe lat. Promit că o să te asist. O să te asiste. Okay. Oameni buni, e român, îl cheamă Avram Iancu, bibliotecar și candidează la titlul de cel mai tare înotător din lume. Din lume. Avrame, mulțumesc, să știi că te poți baza pe noi. Îți dau cuvântul meu de onoare că te votăm și o să spunem de site și te mai așteptăm până în 2018. Mulțumesc aici, foarte mult. Perfect.